Momente de panică pentru locatarii unui bloc cu 9 etaje din cartierul Telecentru. Un incendiu a izbucnit la etajul 8, iar fumul dens și mirosul insuportabil au împânzit întreaga scară a blocului. Totul a avut loc în după-amiaza de 31 mai, proprietarii fiind alertați în jurul orei 15. La fața locului au fost mobilizate rapid 5 echipe de intervenție, inclusiv o autoscară pentru a combate flăcările. Ajunși la locul incendiului, pompierii au constatat că focul a izbucnit într-o debară de la etajul 8. Pentru a preveni riscurile de intoxicație cu fum și produse de ardere, 2 persoane au fost evacuate din apartamentele situate la etajul 9. În nici jumătate de oră, pompierii și salvatorii au reușit să lichideze complet incendiul, fără ca cineva să aibă de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a distrus mai multe bunuri materiale din interiorul debaralei pe o suprafață de aproximativ 3 metri pătrați. Deocamdată nu se cunoaște care este cauza ce a dus la izbucnirea flăcărilor. Circumstanțele urmează a fi stabilite de către autorități. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 27 de situații de risc.